găsit, domnilor și domnilor, vă spun acum de aici, din Germania. Pentru că ne aflăm la Erlangen, un oraș extrem de frumos, mai ales acum în prag de sărbători. Dar de ce la Erlangen? Pentru că ne oprim astăzi la un eveniment cultural deosebit. Ne aflăm mai precis la Galeria Asociației Culturale din Erlangen, unde recent a avut loc vernisajul expoziției pictorului Lucian Cristian Hamza, care se află chiar acum aici cu mine. Bună seara! Bună seara, Irina! Mersi că ai venit! Bună seara la toată lumea! Da, într-adevăr, suntem în cea mai veche asociație culturală din regiunea Franconiei Medii, Mittelfranken. Am uitat în 200 de ani. Eu sunt membru de 20-22 de ani în asociație. Și, în sfârșit, am primit și eu o expoziție personală aici. Deci, totul durează. A durat 2 ani ca să primesc expoziția asta și sunt tare bucuros că am putut în așa zisa patrie căutată sau găsită a mea să fac această expoziție. Cristian Lucian Hamza s-a născut într-o familie mixtă româno-germană din Cristian, județul Brașov. A studiat la Academia de Arte Plastice din Nuremberg. Are un parcurs profesional și artistic impresionant și, desigur, recunoașterea internațională, ultima distinție primită fiind cea de profesor honoris causa al Academiei de Arte Plastice din Tbilisi. Da, trebuie să spunem că Lucian Cristian Hamza este brașovean de-al nostru, plecat din România cu ceva ani în urmă, iar dragostea pentru pictură, probabil că dăinuie de ceva ani, nu doar aici. Eu zic așa că cu asta te naști, ea o fi început undeva la Brașov sau o fi început undeva într-o altă viață, nici nu știu. Ideea este că acum este încă persistentă și maximă, pentru că s-a materializat în această expoziție prima, cum spuneai. Prima aici, foarte multe. Dar multe și dincolo de granițele României, deci, Germaniei. Da, deci... Este mășiță. Prima mea expoziție a fost în 1994 și prima personală în Casa Sfatului la Brașov. Deci acolo mi-am făcut debutul. Era chiar în vârtorile post-revoluționare. A trebuit să improvizam foarte mult, a ieșit foarte bine. Și de atunci, începând, am continuat, am studiat la Nürnberg, Academia de Artă, care și asta e una de cele mai vechi europene, deci a doua Academie de Artă fondată la 1600 după moartea lui Dürer, deci după Viciana din Florența. Da, și de atunci, asta mi-e jobul. Am predat pictură la universitate, 22 de ani. Acum mă ocup de pictura mea, deci nu mai dau. Nu mai dai lecții? Nu mai dau lecții, nu mai dau obosit. Deci nu e așa ușor, adică și pedagogia, da, și pictura, și acum mă concentrez foarte mult pe pictură. Tocmai m-am întors de la Roma, unde am avut o expoziție în Academia din România, la Roma, o casă foarte venerabilă, Academie Română, deci parțial, aparține Ministerul de Externe. Am fost foarte onorat să expun acolo. Am mai avut într-o galerie care e condusă de româncă, în Nürnberg, Tiny Trifon Gallery. Ea este acum impresara mea, se ocupă de restul, deci o să vin și la Brașov. Așa, pe dacă la Brașov începe. Vara viitoare, deci ea coordinează proiectul. De Cristina Simion vorbim? Da, de Cristina Simion. Și Cluj, eventual, dar Brașovul e foarte important, deci nou centrul mediatic al universității, în rectorat, fosta chestiune de poliție. Așa, și mă bucur foarte tare să ajung acolo. Bine, mai am de trasul, prima trebuie să fac câteva tablouri, că nu merge chiar așa. Da? Bun, aici, la galerie,
Recent a avut loc vernisajul de care spuneam. Avem chiar câteva imagini pe care o să le derulăm acum în timpul discuției noastre. Cum a fost acest vernisaj? A fost foarte, foarte bine vizitat, neașteptat de multă lume, cam 100. Deci galeria e foarte mică, fiind foarte veche, asociația a fost foarte plin. Criticul de artă foarte personal, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, adică o să vedeți în câteva citații din cât de personal s-a involvat. Deci n-a ținut cuvânt de savante despre lucrări, deoarece lucrările vorbesc în sine, eu mă ocup de limbajul plastic, deci prea mult nu pot să explic, dar despre stil, despre prezența mea, despre prezența mea în lucrări în special. Și deci a fost o seară cum este orice vernisaj, adică acele momentul scenei pentru orice artist, deci noi ieșim din locurile atelierelor noastre și odată o oră la vernisaj și asta a fost și acum să vedem ce urmează. Dar este emoția bucuriei, dar acum apropo de aceste lucrări, este cumva puțin schimbat stilul tău legat de această expoziție, pentru că eu știu lucrările și cu ani în urmă și mi se pare că ceva s-a schimbat, în ce sens? Poate am devenit mai deschis, mai liber, vreau să spun, eu nu mai prea țin cont așa de ce zice lumea, să spunem. Adică ești puțin mai conformist? Sau puțin mai mult? Ceva de ziua de astăzi, cât sunt mulți, dacă mă conformiști. Da. Nu, am rămas mai deschis, adică fac mai mult ceea ce simt, mai mult, deci ne mai țin în cont. Deci toate sunt proiecte deschise, deci începe pictura, se duce undeva, și ce vedeți pe aici sunt rezultate, de fapt, ale picturii. Deci nu merg niciodată cu un principiu în față sau cu un țel sau cu o idee, Doamne ferește, deci nu. De după ceea ce simți. Deci după ce simți, deci ideea în sine nu e altceva decât un motiv de a începe. Deci mă interesează peisajul sau deci din aia se naște lucrarea care mai adă mână și mă duce la un rezultat care o numesc realitate nouă. Ați văzut vreodată 20 de kilotone de sentimente în acțiune? Nici eu, până nu l-am întâlnit pe Cristian Lucian Hamsea. Dacă până acum am perceput pictorii ca pe niște entități molcome, introvertite, capabile să nu se miște ore întregi din fața șevaletului, torturându-și modelele, ei bine, mi-am schimbat viziunea. Cristian vede pânza la fel ca un taur cârpa roșie. Întâi dă târcoale, o tatonează, o studiază. Expiră plasmă și transpiră adrenalină. Îi crește pulsul, îi se accelerează respirația. E frică, nu te vede și nici nu te aude. Se năpustește asupra pânzei de zici că o să treacă prin ea, dar în ultima fracțiune de secundă se întâmplă ceva. Acționează niște saboți și pensula mângâie un duct. Tăcerea pânzei a fost spartă. Timp de o oră și jumătate, Lucian Cristian Hamsea se metamorfozează într-un dirijor grafic sau într-un gimnast care face mișcări ciudate. Vopseaua zboară pe tavan, pe pereți, pe obiectele din atelier. Finalul e și mai bizar. Într-un picior, Cristian Lucian Hamsea pune accentele care echilibrează lucrarea. Pictura de 2-3 metri e gata. Lucrării nu îi se va mai adăuga nici măcar un proiect. De ce? Pentru că, da, dreptul său nu mai există. A dat totul. Spune că au fost aici foarte mulți vizitatori la acest vernisaj. Cum este privit un român peste granițele României, aici în Germania? Cât de bine înțeles este și care este aprecierea din partea, nu numai din partea diasporei, din partea nemților, să spunem, sau din partea celorlalți care poposesc aici? Păi, din ce în ce mai bine. Asta e foarte bine, asta e minunat. Deci, nu au nicio problemă cu... Deci nu mai au nicio problemă, vreau să spun. Fiindcă sunt veniți de străinătate, fiindcă poate cu locul altuia sau așa. Aici nu cred că arta e o chestie universală și nu o face oricine și
Asta e o chestie de suflet și de gândire emoțională care n-are bariere, n-are granițe, nici în Europa, nici dincolo de Europa. Dar dacă tot zicem de Europa, ce a însemnat și încă mai înseamnă Georgia pentru pictorul Lucian Cristian Hamza. Georgia e patria mea de, păi știu, de suflet, de stremata mea. De ce? Georgia e o țară nemaipomenită, deci... Deci aici nu vreau să surg locul Brașovului și României, deci ăla are numărul 1. Ăla a rămas acolo. Dar mai am eu așa toată țara mea, Cătorie, mult spus, dar simpatică, foarte simpatică. Am predat acolo la Academia de Stat, în Tbilisi, în capitală. Am fost onorat cu profesorul Honoris Causa din partea lor. Au fost foarte suspecți vechi profesori. Nu m-au dat spațiu în incinta Academiei, le-a fost frică ce vine din vest, ce vine. Bine, am avut și o prelegere în afară de seminare practice. Atelierul lui Lucian Cristian Hamza se află în apropierea Nürnbergului, în Erlangen, deasupra unui magazin de pantofi. În atelierul de fix 44 de metri pătrați și-a creat pictorul majoritatea lucrărilor. Are un chevalet despre care spune că numai telecomandă n-are la el, pentru care a plătit cât pentru un pian. Totul e pe roți pentru a putea fi mutat. Pereții vopsiți și răsvopsiți poartă urmele luptelor cu demonii artei. Aici s-a ocupat și de sculptură până când i-a explodat oala cu ceară și a mutat totul la subsol. Sunt nevoit să părăsesc atelierul ăsta și îmi vine să urlu, mi-a mărturisit brusc pictorul. Nu l-a mai întrebat de ce trebuie să plece, pentru că nu avea niciun rost. Pictează numai în ulei, pentru că, spune el, în guașe, tempera și chiar și în acrilice, culoarea rămâne plată sau virează și nu suportă asta. Are o anexă în care păstrează câțiva metri cubi buni de lucrări, dar și un soi de bucătărie căreia îi spune cameră de uscare. Roșurile și oxizii de metale grele, în general, se usucă încet, spune el. Văzându-i lucrările, am înțeles de ce mi-a spus asta. Pentru că tot ce pictează este aplicat pe un grund roșu, un fel de Hamza incandescent. Sunt nelămurită. Când am venit aici, nu puteam să pictez iarna, nu aveam temperatura necesară. Așa că roșul acesta formează baza. Temperatura maximă e pusă de desubt, e cuptorul. Asta ne-a mărturisit pictorul. Foarte mulți oameni vor putea avea contact cu pictura ta. Mă găsesc pe Facebook. Și dacă nu, te găsesc în alte... Mă găsesc pe peste tot. În alte locuri, dacă putem spune, pe Facebook și pe alte site-uri. Dar ce urmează? Când o următoare expoziție? Când... Păi, în primul rând urmează următoarea lucrare. Următoarea lucrare. Da, deci următoarea pictură. Deci acum am avut foarte multe anul acesta. E în plan. Deci am și, așa zis, Academia Luceana. Deci am fondat o academie, un fel de simpozion artistic, unde în 2014 au venit pe 5 continente în Italia. E toată asta. Deci, cine mă găsește, găsește și Academia Luceana, scrisă cu un ce, în latină sau pe română. Era un proiect care îl mai urmez. Și multe altele, nu știu, deci, asta la început de an, la sfârșit de an, cum a început toate... Da, acum se culeg, să zicem, roadele de până acum, iar cum e întotdeauna când se termină un an, se pune punciul de la capăt cu literă mare, ne gândim la ce va fi în continuare. Oricum, eu vreau să te felicit pentru toată această poveste frumoasă, eu așa îmi place să numesc, este o poveste frumoasă pe care fiecare noi o plezește cu multă pasiune, cu dragoste și cu talent, pentru că dacă nu facem din suflet ceea ce facem, n-are cum să existe o seară ca cea de mesajuri, ca de serii, când ne bucurăm și vorba ta, ieșim din atelier unde stăm acolo concentrați în zile întregi și ne umplem sufletul de ceea ce am făcut noi și nu numai noi, cei care privim, ci și voi artiști. Mulțumesc! Așteptăm la Brașov capitolul Lucian Cristian Hamza să apară cu proiectul de care spune. Da, și asta înseamnă o promisiune și pentru
telespectatorii noștri, dumneavoastră, domnilor și domnilor, vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. Vă salutăm de aici, de la Erlangen, și Cristian, te las pe tine în final să adresezi un mesaj brașovenilor noștri, pentru că acest mesaj va fi primit ca dar de suflet de peste mări și țări, să zicem, de la 1500 de kilometri, în prag de sărbători. În primul rând vreau să vă urez sărbători fericite, care urmează acum, cu mese îmbelșugate, apoderate, da, tuturor, mai ales brașovenilor, tuturor românilor, de toate națiunile și de pe toate continentele unde suntem împrăștiați. Deci și un anul fericit 2017 și mult mai prosper!
Stimați telespectatori, bună seara și bun regăsit într-un nou carusel al vieții. De data aceasta, dintr-o biserică, dintr-o capelă, mai bine zis, o capelă care acum, în acest moment, se află într-o fază foarte interesantă pentru mine și pentru dumneavoastră, cu siguranță. Este o capelă care se pictează și încă nu este gata. Nu peste multă vreme va fi gata. Așa, în felul acesta, am văzut și eu care sunt etapele, cum un înger prinde viață dintr-un contur de pensulă, ajunge să fie un înger cu un chip expresiv, care parcă vorbește, care parcă ne privește de acolo de sus, iar toată această artă, tot acest talent, toată această pasiune, toate acestea puse la un loc, din punctul meu de vedere, se află în sufletul, în mintea unei familii de pictori bisericești, pentru că astăzi stăm de vorbă cu familia Toma, Camelia și Condrea, care se află aici lângă mine, pe care vrem să vi prezentăm într-o altă ipostază, să spunem, nu undeva într-un studio, ci chiar aici în biserică, chiar la lucru, chiar într-un moment în care se termină o zi de lucru și mâine începe alta. Bună seara! Vreau să vă întreb, eu sunt foarte emoționată, eu vreau să le și spun telespectatorilor că am mai fost odată și am prins-o pictând doar pe Camelia. Astăzi am întâlnit pe amândoi și sincer n-am văzut niciodată cum prinde viață o biserică, pentru că aceasta este o biserică în care nu s-a slujit niciodată, nu? Așa este. Este o biserică în care nu s-a slujit și care acum începe să devină o biserică adevărată, unde vor intra oameni, unde vor intra preoți, datorită vouă, pentru că ei doi au început-o și mai au puțin și o termină. Care sunt etapele? Cum se procedează când începe o astfel de biserică? Văd aici frescă, sunteți restauratori, pictori de frescă sau cum să vă numesc? Suntem și frescari. Așa. Și suntem și restauratori. Pentru bisericile care au fost pictate mai de mult, urma că după un timp, după 50-60 de ani, se deteriorează. Da, e necesară restaurarea lor. Dar aceasta e o biserică de la zero luată. Este o biserică pe care noi o pictăm din nou și etapele, adică etapele sunt următoarele. Întâi se construiește biserica sau, dacă este construită deja și nepictată, se consolidează exterior, se tencuiește interior și apoi venim noi și tot spațiul, tot interiorul va trebui să îl lăsăm după un timp de muncă, să-l lăsăm pictat. Pictat după toate normele, toate canoanele, picturii ortodoxe, picturii bizantine. Trebuie o biserică așa, se va sfinți după ce se termină, da, haina, după ce este împodobită biserica, se face o resfințire sau o sfințire și se poate săvârși Sfânta Liturghie, având toate elementele iconografice, desfășurare iconografică conform canoanelor, pentru a se putea să vă și Sfânta Liturghie.